Astăzi Valea Jiului. Fraudă, 1 miliard de euro. Cine a furat și cum? Priviți! Când plin de praf, cu pași trudiți, ieșim din mine obosiți. Ne doare că în lumina sa pământul ține o lume rea, o lume rea. Dacă nu pui plasă, toată piatra asta îți cade în plan. E unul dintre cele mai folosite materiale. Da, plasă, lemn, pH, pierd, astea îți trebuie zile. Au furat bani masivi cu structurile de conducere. Cu cât complexul ăsta a devenit, să zicem, mai autonom, cu atât s-au furat mai mulți bani. Nu poate fi salvat. Nu poate. Valea Jiului acum, la nivelul ăsta de 5-6 mii de salariați, e menținută ca să nu fie scandalul total. Lupeni, județul Hunedoara. Mina de aici este una dintre cele 7 exploatații de cărbune din România. Aici, stratul de cărbune ajunge la 50 de metri. În 2015, mina funcționează la limită, fără multe materiale necesare fluxului de producție. Plasa de sârmă e veche și ruptă. Fără protejarea pereților subterani, galeriile s-ar surpa peste mineri. Înainte de 1989, Lupeniul era cel mai mare producător român de cărbune superior pentru termocentrale. Valea Jiului e zona unde aveam cărbunele zis superior, adică huilă, din care se obținea respectiv cox pentru siderurgie, semicox pentru metalurgie și partea energetică, în special pentru centrala termică de la Mintia și pentru centrala de la Paroșen. După criza petrolului de la sfârșitul anilor 70, când Iranul a oprit livrarea de țiței către România, Nicolae Ceaușescu a decis să transforme industria cărbunelui în cea mai importantă componentă a industriei energetice. Programul național prevedea ca între 1970 și 1980 să existe o creștere considerabilă a cantității de cărbune pentru termocentrale. Folosirea petrolului și a gazelor naturale pentru electricitate trebuia să scadă de la 50% în 1981 la 5% în 1990. În 1989, în Valea Jiului, cei peste 60.000 de angajați extrageau 11 milioane de tone de cărbune din 15 mine. Acum mai sunt deschise doar 7. 3 urmează să se închidă până în 2018. Istoria prăbușirii mineritului românesc începe în 1990. După căderea comunismului, cele 23 de exploatări miniere din România sunt împărțite în 3 structuri independente. Regia autonomă a cărbunelui Ploiești, care administra minele de la Câmpul Lung Mușcel, Căpeni, Voievozi, Comănești și Filipești de Pădure, regia autonomă a cărbunelui Oltenia, cu sediul la Târgu Jiu, care supraveghea activitatea la Motru, Rovinari, Berbești, și regia autonomă a Huilei, cea mai mare structură minieră, care cuprindea majoritatea exploatărilor din Valea Jiului: Lonea, Petrila, Petrila Sud, Dâlja, Livezeni, Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, Lupeni, Bărbăteni, Uricani, Valea de Brazi, Țebea, Petroșani și Anina. Valea Jiului are o resursă importantă, să spunem, dincolo de cea umană, și anume un important zăcământ de cărbune, valorizat astăzi la 2,1 miliarde de tone. Un zăcământ de cărbune care se întinde în toată această depresiune a Petroșaniului, pe care ne place generic să o numim Valea Jiului. În 1990 se înființează primele sindicate libere, inclusiv în minerit. Când au constatat de la celelalte industrii, de la celelalte ramuri industriale, că se pot obține ușor revendicări, atunci au început toată țara cu revendicări.
în 1990, mă, practic în România nu s-a mai lucrat. S-a lucrat sporadic. Primul lucru pe care am vrut și cred că era datoria mea să-l fac ca primul ministru imediat în ianuarie-februarie 90 a fost să redau minerilor drepturile pe care Ceaușescu le luase începând cu 1986-87. Un milion de oameni lucrau, direct sau indirect, pentru sectorul minier în 90. Prim-ministrul acceptă în primele luni ale anului o discuție cu liderii celui mai puternic sindicat din subteran, Liga Sindicatelor Miniere din Valea Jiului. Am venit la Petrică, la Roman, cu vreo 30 ceva de revendicări, unele din astea trăznite. Prima dintre ele, nu înțeles că așa scria, trecerea la regimul de lucru de 5 zile a 6 ore, la care Petre scrie, da, cu condiția menținerii producției. Minerii câștigă bătălia sindicală cu executivul și revendicările sunt acceptate. Primul efect, producția scade în 1990 de la 11 la 5,9 milioane de tone de cărbune. Tot atunci, sectorul minier ajunge să ocupe un loc important pe agenda publică. După manifestația din 28 ianuarie 90, organizată de partidele istorice, reprezentanții Frontului Salvării Naționale fac apel la sindicatele din minerit să vină la București pentru restabilirea ordinii. Doar în 1990, ortacii vin la București de trei ori. Ultima vizită, cea din iunie, rămâne în istorie drept cel mai sângeros eveniment de după 89. 13-15 iunie 1990 lasă în urmă 6 morți, sute de răniți, sediile partidelor devastate și o criză socială uriașă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească. Toate mineriadele au avut o mare componentă de manipulare, de instigare. Minerii au fost folosiți ca instrument politic. Minerii nu puteau fi dirijați de nimeni și nici stopați de nimeni. Vreau să se afirme și lumea să ia în seamă, pentru că ei erau preocupați de pericolul pentru industria minieră, pierderea locurilor de muncă. De aceea au fost atât de activi și vehemenți. După mineriadele de la începutul anilor 90, Valea Jiului intră într-un lung proces de restructurare și reorganizare. În contextul declinului industrial și scăderii consumului de energie, guvernele mențin artificial producția de cărbune prin pomparea de subvenții în Valea Jiului. Executivul condus de Nicolae Văcăroiu își începe mandatul cu o creștere substanțială a ajutoarelor. În 1993, Valea Jiului beneficiază de subvenții de 130 de milioane de dolari, cu 30 de milioane în plus față de anul anterior. Banii urmau să acopere diferența dintre prețul pe hârtie al cărbunelui stabilit de guvern și costul real de producție. Un alt scop era menținerea ritmului de producție, implicit a locurilor de muncă. În 95 s-a venit să se facă zisa restructurare în minerit. Din 1996, odată cu instalarea guvernului Ciorbea, restructurarea Văii Jiului intră în linie dreaptă. Prețul cărbunelui adus din Australia la Constanța era mai mic decât prețul cărbunelui scos de acolo, din Valea Jiului, vă dați seama. Deci situația era foarte, foarte grea. Sectorul acesta trebuia profund restructurat. Prima măsură, disponibilizarea. Sindicatele acceptă în 1997 concedierea a aproape 20.000 de oameni. Fiecare miner care renunța de bună voie la locul de muncă primea între 12 și 20 de salarii compensatorii. Începând în 97, de la primul val de disponibilizări, în Valea Jiului au intrat foarte mulți bani de la guvern. Modul în care banii ăștia au fost investiți, cheltuiți, folosiți de oamenii care au primit,
evident, nu a adus satisfacția pe care o așteptau cu toții acolo. Ordonanțele făcute de Avalma, că erau mine foarte bune care trebuia să funcționeze și din contră s-o fi adus mineri de la minele cu conținuturi mai slabe, nerentabile sau cu necazuri mari, să întăresc minele acestea. Dar am mers la uniform și a spus 30% la fiecare. La un an după restructurări, în 1998, Valea Jiului este din nou reorganizată. Regia Autonomă a Huilei devine Compania Națională a Huilei. Centrul de Calcul Electronic Petroșani, Unitatea de Administrare a Căminelor și Cantinelor Valea Jiului și Atelierul de Proiectare Tehnică și Retehnologizare sunt transformate în societăți comerciale. Directorii sunt numiți pe linie politică. Au încercat cu tot felul de jocuri din astea, le-a modificat numele, le-a găsit. Deci era un joc ca lumea să nu mai priceapă, să știe despre ce, în ce direcție se va merge. În tot acest timp, minele se închid rând pe rând. Aproape 150 de milioane de dolari sunt prevăzute de la buget prin programele naționale, aprobate de guvernul Ciorbea în 1998, pentru închiderea exploatărilor miniere. Întreb și eu, cine este de acord să plecăm la București să ne vedem? Unire în frunte, ne aliniem și la București, așa cum ați zis. La începutul lui 1999, guvernul Radu Vasile se confruntă cu o criză socială de proporții. Peste 15.000 de mineri ai Companiei Naționale a Huilei declanșează un protest ca răspuns la restructurarea Văii Jiului. Printre revendicări se numără pensia pe viață pentru disponibilizați și creșteri salariale de până la 35% pentru cei care rămân în sistem. Toți salariații Companiei Naționale a Huilei să primească până la finele perioadei care iasă la pensie. Deci până la pensie, un salariu net lunar de 400 de dolari. Pe lună, plus 100 de dolari pentru facilitățile care le avem prin contract. La jumătatea lunii ianuarie 1999, 10.000 de mineri pleacă din Valea Jiului, nechemați, în marș către București. Pe drum se bat cu polițiștii. Pe 21 ianuarie, la Costești, în județul Vâlcea, are loc cea mai sângeroasă ciocnire. Peste 1.500 de jandarmi sunt luați prizonieri. Coloana de mineri își continuă drumul spre capitală. Premierul Radu Vasile acceptă să discute cu reprezentanții minerilor ca urmare a presiunii publice. Întâlnirea are loc la Călimănești. Rezultatul negocierilor rămâne în istoria recentă cu numele Pacea de la Cozia, un acord în care guvernul accepta revendicările minerilor. Radu Vasile le-a promis că nu va deschide o acțiune în justiție împotriva liderilor sindicali și că nu va închide minele Dâljea și Bărbăteni. Niciuna dintre promisiuni nu este respectată. O lună mai târziu, în februarie 1999, Miron Cosma pleacă din nou spre București împreună cu 2500 de mineri. La Stoienești-Olt, jandarmeria distruge autobuzele de minerilor. Miron Cosma este arestat împreună cu 500 de ortaci și trimis în judecată. Este condamnat la 10 ani de închisoare pentru mineriata de la Costești și la 18 pentru cea din 1991. Din pedepsele primite, îi spășește 7 ani. Evenimentele din 1999 nu rămân fără ecou. Guvernul Radu Vasile începe să lucreze la un plan prin care Valea Jiului să fie declarată zonă specială. Strategia de dezvoltare socio-economică a Văii Jiului este numele documentului finalizat în 2002 de guvernul Năstase. Am trecut două interviuri, bateria de teste uzuală pentru posturi de management și al treilea interviu a fost cu prim-ministrul României. Octavian Costescu este primul și ultimul guvernator al Văii Jiului. Principala sa misiune este să acorde sprijin proiectelor din turism și să caute, împreună cu primarii din localitățile miniere, soluții economice alternative pentru dezvoltarea zonei. Toți ceilalți erau mineri. După părerea mea, bună credința și bunăvoința nu sunt suficiente și o comunitate, dacă alege viitorul uitându-se mai mult în trecut, da, își cam trage frâna de mână. Compania Națională a Huilei rămâne și în perioada guvernării Năstase cel mai mare angajator din Valea Jiului, dar este și în topul celor mai mari datornici la bugetul de stat. În primii trei ani înregistrează pierderi de 350 de milioane de dolari. În paralel, subvențiile de la stat cresc. Nu pompatul banilor, îmi place expresia, nu pompatul banilor este soluția. Într-o groapă fără fund poți să arunci oricât de mulți bani, nu se va umple niciodată. S-au folosit banii poate cu mai multă atenție,
și s-au măsurat mai bine rezultate. Între 2000 și 2002, peste 70 de milioane de dolari ajung în Valea Jiului sub formă de ajutor de stat. În această perioadă, potrivit unui raport al Curții de Conturi publicat în 2003, minerii beneficiază de prime de vacanță, prime de sărbători, de contul transportului până la locul de muncă și cărbune gratuit pe timpul iernii. Banii vin din subvenții. Șefii din CNH primesc sporuri și indemnizații chiar și de 5 ori mai mari decât salariul de bază. Exploatările miniere aveau rămase de înainte de 89 niște cabane care la vremea lor au fost pentru odihna și recrearea oamenilor muncii și care acum unele mai funcționau, altele nu. Mai erau folosite sporadic. Ajută foarte mult la extragerea și vinderea cărbunelui, nu? Ca să reducă din datorii, guvernul Năstase scoate la vânzare o parte din bunurile companiei de huilă. Printre acestea, cabanele aflate în patrimoniul minelor. Chestia asta a durat aproape un an de zile. Au fost câteva momente hilare. Adică azi primeam o listă cu 27 de active. Mâine erau 25, poi mâine erau 30, dar erau altele. Ce interese gravitau în jurul lor, nu știu, dar știu că tot apăreau și dispăreau de pe listă. Drumuri, platforme betonate, transformatoare electrice, telescaunul de la Lupen la Straja era proprietatea și era operat de CNH. La începutul lui 2004, executivul aprobă strategia sectorului minier. Capitolele ei au denumiri pompoase: creșterea profitabilității minelor, sprijinirea creșterii economice în Valea Jiului până în 2010 sau eliminarea subvențiilor pentru cărbune. Erau cerințe pentru aderarea la Uniunea Europeană. Dincolo de cuvintele mari, era de fapt vorba despre căutarea unui plan prin care se puteau închide minele. Cele rămase trebuiau eficientizate, totul prin reducerea locurilor de muncă. Tot din 2004, Compania Națională a Huilei intră pe lista celor 74 de societăți cu capital de stat monitorizate de guvern. În fiecare lună, companiile trimiteau Ministerului Finanțelor informații despre situația datoriilor, a pierderilor și cheltuielile salariale. Un an mai târziu, guvernul tăricianu renunță la strategia de dezvoltare socioeconomică a bazinului carbonifer al Văii Jiului. Funcția de guvernator al Văii Jiului este desființată. Funcția de guvernator a fost o soluție excepțională la o problemă excepțională. Ea nu există în Constituția României, nu există în legea administrației publice și la un moment dat s-a hotărât că ok, a sunat bine, sună frumos, dar nu e nevoie. Cum a fost înființată, a fost desființată, am fost numit consilier de stat al primului ministru și președinte al Comisiei Interministeriale pentru Valea Jiului. Restructurarea continuă în timpul guvernului tăricianu, dar lefurile minerilor cresc. În 2006 apare un nou contract colectiv de muncă. Cei 12.600 de salariați ai Companiei Naționale a Huilei primesc salarii mai mari cu 14%. Până în 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, în Valea Jiului sunt închise exploatările miniere Valea de Brazi și Aninoasa. Tot în același an, guvernul tăricianu notifică Bruxelles-ul cu privire la acordarea în continuare a ajutoarelor de stat către Valea Jiului. Comisia Europeană stabilise că 2011 este data limită până la care guvernele din țările europene puteau acorda ajutoare sectorului minier. România primește derogare până în 2018. La 5 ani după intrarea în Uniunea Europeană, Compania Națională a Huilei intră în procedură de lichidare. Datoriile la bugetul de stat sunt de aproape 1 miliard de euro. În același an, guvernul Boc reorganizează din nou Valea Jiului. Am separat activitatea viabilă de activitatea neviabilă. 4 mine au fost încadrate în urma unor analize, verificări, în categoria viabile și 3 unități miniere au fost încadrate în categoria unităților neviabile. Compania Națională a Huilei este trasă pe linie moartă. Guvernul Boc înființează o entitate juridică nouă, Societatea Națională a Huilei. SNH preia angajații și activele CNH. Datoriile, care sunt de 1 miliard de euro, rămân la CNH. La scurt timp, Societatea Națională a Huilei fuzionează cu Complexul Energetic Hunedoara, care își începe activitatea în septembrie 2012. Statul angajează o societate specializată în insolvență ca să lichideze CNH. Nimicuri. Două, trei terenuri, niște deșeuri și niște creanțe de recuperat. O societate care acumulează aceleași datorii ca și CNH.
CNH. Nu se mai numește CNH, se numește Complex Energetic Hunedoara. Societatea Națională a Huilei primește în componență, în 2012, minele considerate viabile de către Uniunea Europeană: Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan. Minele Petrila, Uricani și Paroșeni primesc calificativul neviabil, sunt reorganizate sub numele de Societatea Națională de Închideri a Minelor, iar guvernul stabilește pentru ele un ajutor de stat de peste 35 de milioane de euro anual până în 2018. Responsabil de reorganizarea Văii Jiului este Ion Ariton, ministrul economiei în guvernarea Boc. Și eu le-am De ce v-ați gândit să puneți minele cu termocentrală? Pe ca să ce eram cu minus. Eu aveam în următoarea etapă să fac și nuclear. Să vedeți ceva din nuclear și hidro și în Moldenia și în Hunedoara. Ca să fie mixul făcut de așa natură, cât să fie trecut în indiferent. Deci legendă că e rând, că e în gheață, că nu iată, că... După 3 ani de funcționare, Complexul Energetic Hunedoara, societatea care ar fi trebuit să salveze mineritul din Valea Jiului, se pregătește de faliment. Mai multe firme i-au cerut insolvența după ce a intrat în incapacitate de plată. Un audit Deloitte România arată că în decembrie 2012, Complexul Energetic Hunedoara avea active de 156 de milioane de euro. Un an mai târziu, după fuziunea cu minele, activele au crescut la 222 de milioane de euro. Societatea avea deja pierderi moștenite de 33 de milioane de euro. În iunie 2014, activele ajung la 185 de milioane de euro. Datoriile ating 167 de milioane de euro. La pierderile companiei se mai adaugă și datoriile către stat și furnizori. La finalul anului trecut, datoriile erau de peste 185 de milioane de euro. Acum depășesc 202 milioane de euro. În paralel, fosta companie națională a Huilei se află și în 2015 în lichidare. Are 7 salariați, un economist și 6 consilieri juridici. Conform rapoartelor de insolvență, deține în Petrila și Brad o locuință, o cantină, o centrală termică industrială și câteva utilaje casate sau dezmembrate. Cu aceste bunuri, compania trebuie să acopere datoriile de la bugetul de stat, ajunse astăzi la 1 miliard 250 de milioane de euro. Un calcul simplu arată că la 3 ani de la reorganizare, Valea Jiului, prin compania care ar fi trebuit să fie viabilă, Complexul Energetic Hunedoara, împreună cu cea care a păstrat datoriile istorice, Compania Națională a Huilei, au de restituit statului 1,5 miliarde de euro, contravaloarea a peste 600 de kilometri de autostradă sau a 16 spitale județene. Veți vedea acești oameni pe care îi întâlniți pe galerie sau la ieșirea din mină, extrem de săraci, care de la plată la avans, cum spunem noi, își drămuiesc banii ca să poată să-și întrețină familia, și veți vedea în același timp copii ai unora care au contracte cu mineritul, respectiv plasă sau alte afaceri, cu mașini de 100.000 de euro. Asta este discrepanța. Așa sunt toți, toți prezenti, nici mai am venit de la toate firmele, toți sunt în legitimitatea de toate statului. Afacerile dintre antreprenorii locali cu legături în lumea politică și societățile de stat care au administrat minele din Valea Jiului au început în anii 90 și continuă și astăzi. Materiale fără de care minele nu pot funcționa, plasa de sârmă sau lemnul, trec prin firme controlate de lideri politici locali. Eu nu cred că cei care aduc plasă este vreun politician dintre ei. Absolut niciun. Eu nu știu, la momentul actual. Nu-mi interesează. Deci chiar puteți să-mi dați un nume. Nicolae Drăgoi a avut în ultimii 6 ani doar funcții de conducere în companiile de stat din Valea Jiului. A fost director de mine și a fost în consiliile de administrație ale Companiei Naționale a Huilei și Complexului Energetic Hunedoara. Nicolae Drăgoi este social-democrat și coleg de partid cu Marian Colțescu, liderul PSD Vulcan, om de afaceri abonat la contracte cu minele. Vă dau exemplul domnului Colțescu. Bine, domnul Colțescu aduce plasă, nu lemn. Discutam de lemn acum. Discutam de toate achizițiile publice. Bun, ne întoarcem la plasă, da, pe achiziția de plasă, dar pot să vă spun că la ultima licitație au fost firme din Gorj, au fost firme din Valea Jiului, firme de la Alba Iulia și firma domnului Nicotescu, de la... care este lider PSD Vulcan. Este adevărat. Am participat la licitație și încă dinainte de Revoluție, de când eram gestionar la legume și fructe,
colaboram cu UACCVJ-ul pe timpul ăla, care era întreprindere subordonată CNH-ului. După aceea a venit Revoluția și am participat la diferite licitații și am băgat marfă. Practic e o afacere care a început din 90 încoace. Da, exact. De când au scos la licitație și am putut să participăm la licitație. În 1991, fostul gestionar Marian Colțescu înființează Societatea Agroaliment SRL. Afacerile i-au mers bine. Potrivit contractelor publicate pe site-ul de licitații publice, firma lui Colțescu a furnizat ani la rând minelor din Valea Jiului plasă de sârmă, panouri sudate și lemn. Plasa se folosește la bandajarea galeriei. Aia e problema cu plasa. Dacă nu pui plasă, toată piatra asta îți cade în cap. Dacă aici trebuie pusă plasă, nu am. Că mai am un sul de plasă, de la trece cum o folosesc la tabac. Dar asta nu-i lipsa numai la noi. Asta e pe tot complex. Un abatar de la mina Lupeni în care noi am intrat, era pe anumiți pereți, era inexistentă această plasă de sârmă. Deci au fost probleme chiar în ultima lună cu livrarea de plasă de sârmă, dar în momentul actual s-a rezolvat această problemă. Respectiv la nevoile, noi încercăm să asigurăm strictul necesar în subteran. Nu e pusă viața oamenilor în pericol? Nu e pusă viața oamenilor în pericol. Pentru a-și asigura contracte cu firmele de stat și monopol în sectorul minier, Marian Colțescu a înregistrat plasa de sârmă și componentele metalice la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Plasa de sârmă este folosită în construcții încă din secolul al XIX-lea. Am înregistrat-o, dar n-am avut niciun rezultat, n-am câștigat nimica. Au venit alte firme și nu s-a ținut cont de înregistrare la OSIM. De la Societatea Națională de Închideri Mine, Complexul Energetic Hunedoara și Compania Națională a Huilei, firma liderului PSD din Vulcan a câștigat contracte de peste 4 milioane de euro doar în ultimii 5 ani. Cel mai mare, de 900.000 de euro, este pentru plasă de sârmă. Între 2010 și 2013, Agroaliment SRL Vulcan a câștigat 5 contracte, împreună cu alte 3 companii, Magic Group, Elcons și SC Petrovat SRL. La fiecare dintre cele 5 licitații erau depuse 4 oferte. Contractul era împărțit în 3 loturi, astfel că la fiecare licitație, 3 din cele 4 firme câștigau câte un contract. Ultimul contract al firmei lui Colțescu a fost semnat în luna mai a acestui an. Pentru circa 152.000 de euro, firma Agroaliment a furnizat din nou plasă de sârmă Societății Naționale de Închidere a Minelor. Înainte de divizarea companiei naționale, au rămas cantități impresionante de fier vechi, și nu numai fier vechi, ci și neferos, coază de motoare, transportoare care conțin foarte mult lucruri. În gestiunea companiei naționale a Huilei, care, intrând în lichidare, a atribuit un contract unei firme întâmplarea face, care face și masă pentru iar acea firmă s-a ocupat, nu știu dacă direct sau indirect, prin altcineva, de scoaterea acestui fier vechi și vânzarea lui pe piață. Să știți că fierul vechi din mine se vinde cu aprobarea Bucureștiului. Deși are ca obiect principal de activitate comerțul cu legume și fructe și nu a avut niciodată mai mult de 50 de angajați, pe lângă livrarea de sârmă, firma Agroaliment a făcut tot soiul de lucruri pentru mine. A spălat salopetele minerilor, a făcut curățenie în clădirile administrației, a furnizat bolțari de mină și săpun de spălat pe mâini și a închiriat basculante. Presa locală spune că în primii ani de după Revoluție, Marian Colțescu ar fi primit o condamnare de 3 ani de închisoare pentru dare de mită și înșelăciune. Agenția Națională de Integritate l-a găsit în 2008, pe vremea când era consilier local la primăria Vulcan, în incompatibilitate. Firma lui încheiase un contract cu instituția în care lucra. Marian Colțescu nu este singurul abonat la contractele cu minele de cărbune. Societatea Grup Feroviar Român, controlată de Gruia Stoica, a transportat cărbunele pe calea ferată către termocentralele din țară, deși statul avea o societate care să răspundă acestor nevoi, CFR Marfă. Doar contractele încheiate în 2013 și 2014 cu Societatea Națională de Închidere a Minelor depășesc 3 milioane de euro. Majoritatea licitațiilor pentru transportul cărbunelui au fost făcute prin procedura de extremă urgență, care ocolește criteriile unei licitații clasice.
GFR este singura companie care face transport feroviar de călători pe rutele locale din Valea Jiului. În acest moment, Gruia Stoica este în arest la domiciliu. Este acuzat de dare de mită într-un dosar de corupție privind livrarea de cărbune pentru complexul energetic Oltenia. Axis Corporate Security SRL, controlată de Ioan Andrei Rudeanu, ginerele lui Vasile Blaga, a avut și ea contracte cu statul în Valea Jiului. Firma a încheiat 3 convenții de pază de aproape 2,9 milioane de euro cu Societatea Națională de Închidere a Minelor SA. În doar 2013, într-un interval de 4 luni, statul a acordat din nou în regim de extremă urgență 2 contracte pentru furnizarea serviciilor de pază la minele Petrila, Paroșeni și Uricani, în valoare de peste 250.000 de euro. Pe 8 ianuarie 2014, Societatea de Închideri a Minelor încheie un nou contract cu Axis Corporate Security SRL în valoare de 1,4 milioane de euro pentru o perioadă de 3 ani. După 20 de zile, valoarea contractului crește cu aproape 500.000 de euro. Pe 30 ianuarie 2015, contractul este modificat din nou și societatea mai plătește încă 600.000 de euro în plus. Ionuț Rudeanu, proprietarul firmei Axis Corporate Security, a fost arestat preventiv într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 500.000 de euro în aprilie. Nu poate da declarații privitoare la aceste afaceri. O altă societate care a câștigat bani în Valea Jiului este Gerom International. Potrivit site-ului de licitații electronice, Gerom International a câștigat, între 2007 și 2015, 123 de contracte cu minele de cărbune. În mai anul acesta a primit un nou contract de 300.000 de euro pentru cumpărarea stâlpilor hidraulici necesari în subteran. A fost singura participantă la licitație. Societatea este controlată de Aurelian Seran Finceanu, fost prefect al Hunedoarei la începutul anilor 2000 și fost membru PSD. Ca să-și asigure eligibilitatea la licitații, Aurelian Seran Finceanu și-a înregistrat produsele la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Domnul Seran Finceanu produce stâlpi SVJ pentru unitățile minere și grinzi, nu știu dacă știți despre ce este vorba, care nu le mai produce nimeni în țară. Sunt licitații, da? Sunt necesitate datorită prețului scăzut care se aplică la atribuirea licitației, a câștigat dânsul aceste licitații. Dar poate să vină oricine să aducă stâlpi SVJ și grinzi la unitățile minere, că nu este niciun fel de problemă. Seraficianu, nu? Și el, și el, da, da, știu. Păi Seraficianu vopsea unele echipamente care erau, le cumpăra la fier vechi și pe alea le vindea la unitățile miniere ca produse finite. Nu mai vreau să vă zic un lucru. Diferența între găinarii ăștia de Valea Jiului, că ăștia sunt niște găinari, și aia de la București e imensă. Aia la București au luat cam 95% din bani, iar ăștia, da, că au luat și ei pe acolo 5%. Alin Simota a fost patronul clubului de fotbal Jiul Petroșani și vicepreședinte al organizației PNL Hunedoara. Anul trecut a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală. Adrian Gărdean a avut și el afaceri nenumărate în Valea Jiului. La începutul anilor 90 se ocupa cu furnizarea de combustibili. Apoi a preluat un institut de cercetări miniere. Ulterior a avut afaceri la Straja. Adrian Gărdean a fost arestat la începutul acestui an în dosarul de corupție Galabute, în care este implicată Elena Udrea, fost ministru al turismului. Până în 2018, când Uniunea Europeană va interzice României să acorde orice fel de subvenție în domeniul extractiv, cele 3 mine incluse în Societatea Națională de Închideri de Mine trebuie astupate. Zonele de suprafață trebuie ecologizate, inclusiv mina Paroșeni, deschisă în urmă cu 47 de ani. Este mina cea mai tehnologizată din Valea Jiului. În decizia care a stat la baza împărțirii în viabile și neviabile, au stat niște documentări tehnologice de zăcământ, de viitor, de ce înseamnă ca și cheltuieli deschiderea unor noi capacități de producție pe viitor. Nu s-a luat în calcul cine este la momentul respectiv sau în 2-3 ani de zile mina cu rezultatele economice cele mai bune. Pe 18 iunie 2015, Ministerul Energiei a cerut întrunirea adunării generale a acționarilor și a Consiliului de Administrație ale Complexului Energetic Hunedoara. În solicitarea oficială se vorbește despre aprobarea declanșării de divizare totală a CEH prin împărțirea întregului patrimoniu între 3 noi persoane juridice, care se vor înființa și vor funcționa autonom, dintre care una va prelua separat activitatea minieră din minele Lonea, Livezeni, Vulcan și Lupeni, una va prelua activitatea electrocentralei Paroșeni și una va prelua activitatea electrocentralei Deva. Nu poate fi salvat.
poate rămâne așa un sectoraj la Lupeni, unul unde le cărbunele mai bune. Cred că Valea Jiului acum la nivelul ăsta de 5-6 mii de salariați e menținută ca să nu fie scandalul total. Mineritul din Valea Jiului are o istorie de peste 200 de ani, iar industrializarea României nu a putut fi realizată fără zăcământul de acolo. În anii de glorie, Valea avea 48 de mine active, 4 cariere de suprafață și 5 uzine de preparare. În prezent mai funcționează 7 mine și o uzină de preparare la Vulcan. Deși statul român nu mai este interesat de cărbunele autohton, zăcământul de acolo este departe de a se fi terminat. Statisticile arată că din Valea Jiului se mai poate extrage cărbune timp de 80 de ani, adică de 2 ori mai mult decât s-a extras în perioada de glorie. Toți ochii spre